Sala Voievozilor de la Hanul Răzeșilor a găzduit sâmbătă 27 februarie, timp de 5 ore, un eveniment literar de excepție care a reunit români de dincolo și dincoace de Prut, ca și români din diaspora, din Italia, Spania, Franța și Statele Unite ale Americii, veniți în patria mamă, acasă, pentru a participa la o seară literară basarabeană. Evenimentul a fost organizat de Societatea Culturală Clepsidra, editura Papirus Media și Complexul Turistic Hanul Răzeșilor, având girul și sprijinul Consulatului General al Republicii Moldova la Iași. La seara basarabeană au participat peste 50 de personalități basarabene românești care au dedicat evenimentul comemorării a 7 ani de la trecerea în neființă a poetului basarabean Grigore Vieru, motiv pentru care manifestarea a început cu un parastas de veșnică pomenire a marelui poet. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Președintele Societății Clepsidra, preotul Cornel Paiu, a rostit rugăciunea cuvenită înainte de intrarea în postul Paștelui a creștinilor ortodoxi, subliniind importanța acesteia în conștiința neamului românesc. Iubiți frații români de peste Prut, iubiți invitați, onorat auditor, am dori să ridicăm această colivă care deja este ridicată, să o ținem și împreună să mai cântăm un Hristos a înviat, în semn de slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Moderatorul evenimentului a mulțumit tuturor celor care au făcut efortul de a participa la seara basarabeană. Seara basarabeană la Hanul Răzeșilor. Evenimentul este organizat de Societatea Culturală Clepsidra, editura Papirus Media din Roma, Complexul Turistic Hanul Răzeșilor, care îl găzduiește, iată, în această frumoasă și autentică cramă a voivozilor, prin amabilitatea domnului Ion Asaftei, astăzi în triplă calitate, de director al acestui important complex turistic, de anfitrion și de sponsor principal al evenimentului nostru. Și astăzi, ca și în alte ocazii, cuvenindu-i se, așadar, dintr-un început, mulțumire pentru deschiderea arătată și sprijinul acordat tuturor inițiativelor pe care ni le-am dorit a fi organizate aici, la Hanul Răzeșilor. Ne onorează și ne bucură de spus a menționat că evenimentul de astăzi este organizat în colaborare cu Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, reprezentat, care ar fi trebuit să fie reprezentat aici, de excelența sa Ion Coșer, căreia calității, care este și consulul acestui consulat al Republicii Moldova în România, la Iași. Calității domniei sale, oficiale, noi i-am conferit pentru acest eveniment și calitate de invitată onoare. Anfitrionul evenimentului, Ioan Asafte, a subliniat și el importanța organizării unor astfel de evenimente, arătând deschiderea sa pentru găzduirea unor manifestări literare de excepție. Ca să ne întâlnim a un bine meritat rol, până ne apropia și mai mult ca frați, ca oameni existenți pe cele două maluri ale Prutului, frați de sânge, și sperăm ca să revenim în aceeași mare familie și cu ajutorul bunului Dumnezeu în interiorul acelorași grații istorice. Asemenea, întâlniri culturale au mai mult loc la Hanul Răzeșilor. Am precizat și părintele Paiu. Ideea este următoarea, că fiecare, atât cât putem și când ne ajută bunul Dumnezeu,
să vedem în întâmplare unei asemenea manifestări. Unul dintre membrii fondatori ai Societății Culturale Clepsidra, profesorul Petru Flenchea, a trecut în revistă istoria zbuciumată a Basarabiei. Revenirea la patria mumă pentru numai 22 de ani, 1918-1940, a fost o perioadă de prosperitate. De la 1400 de școli, deci, care existau în limba rusă atât în toate teritoriul de Prut și Nistru, s-a ajuns la 2700 în perioada 1938-1940. Ce s-a întâmplat? S-au înființat școli normale, adică școli de învățători, unde erau pregătiți pentru cadre didactice care trebuiau să predea în limba română. Deci, gândiți-vă că vreau să vă un singur argument mai aduc. Basarab, în spațiu, scuzați-mă, Crutonistrian, mă feresc, pe vreau să mă feresc de termenul Basarab. În spațiu Crutonistrian, ceea ce au făcut rușii, nu au reușit să facă în autoritățile maghiare și austriece în Transilvania. Pentru că rezistența a fost mult mai deportările n-au fost atât de multe, deci opresiunea asupra populației române nu a fost atât de mult în Transilvania ca în teritoriul între Prut și Nistru. Președintele Societății Clepsidra, Cornel Paiu, a vorbit participanților despre lansarea încă din 2012 a scrisorii către românii de pretutindeni, intitulată sugestiv Podul de rugăciune, document programatic relansat la evenimentul organizat la Hanul Răzeșilor. Cererea aceasta este podul de rugăciune, ctitorit atunci în 2012. Despre această inițiativă am făcut mențiune în articole apărute în Săptămânalul Literatură și Artă din Republica Moldova, reprezentat aici, așa cum spuneam, de jurnalistul și eseistul Andrei Moroșan, respectiv într-o scrisoare către români și către toți cei ce simt românești, publicată aici în numărul 23 din 7 iunie 2012, preluată apoi în dată pe site-ul Consiliului Unirii, unde poate fi accesată ușor. Și în revista de cultură, Clepsidra, numărul 5 iulie 2013, în cadrul rubricii intitulată Basarabia noastră. E vorba de articolul Frate Nicolae, să ctitorim podul de rugăciune, text dedicat poetului patriot Nicolae Dabija. Documentul programatic amintit a fost publicat și pe site-ul Consiliului Unirii, dar a fost relansat în noiembrie 2013 la conferința Poezia Română Contemporană. Preotul Cornel Paiu apreciază că asemenea manifestări care pregătesc marea aniversare a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu regatul au o mare importanță în menținerea spiritului viu al reîntregirii.